sunt cea mai deșteaptă din sat. Domnul primar, trebuia să adune lumea din sat. Da, am fost la primar și mi-am închis ușa, nas. Mi-am cuiat urmă. Trebuia să spui așa, oameni buni, lume bună, vreți să stiți de acord să furăm niște sonde de la noi? Păi ăsta e numai terenul. Nu, eu am să le am dat voie cu firul. Da, nu l-am întrebat ce face cu el. Nu trebuie să lăsați acest ce. Are fel niște sens. Care transform informații cu privire la... Nu uitați! O sondă care e acum de merge, o sondă care mai în față, două eforate aici ai terminat. Da, a fost datorită primarului, când a adunat lumea din sat și le-a dat voie. A fost terenul primăriei, este lung ca vin. Păi a primăriei, dar nu e a lui proprietate. Deci trebuia să fie de acord să mai multe. Un abuz a fost. Ce pot să vă spun eu, să înceapă să crape și nu o să mai fie apă potabilă și nu veți mai avea ce bea. Poate pentru nu acum, peste o zi, două, trei, dar peste un an, doi, ce veți mai avea? Veți cumpăra apa roșie? Avem confirmare de la un muncitor de la sonda cu, nu știu, 20 de minute, 25 de minute am fost la sonda să vorbim cu cei de acolo și un om, nu, ne-a dat informațiile astea, probabil, nu, a riscat să ni le dea din neștiință și ne-a zis clar că se furează pentru gaze naturale, petrol și pentru gaze. Și ei au descoperit cu ajutorul cablurilor. Da, au fost cabluri, n-ați auzit bubuituri? În pământ sau... O să vedeți că la 50 de metri sunt ca niște venturi pe care le lipit. La Moșna, în județul Sibiu, am găsit dinamită în pământ, lăsată nesupravegheată. Și eu, așa ca o femeie singură, eu cu asta judec și cu asta... Deci dacă punem o baterie de 9 volți, la firele care ieșeau din pământ, noi niște oameni, niște furnici care noi muncim și habar n-avem pe ce lume trăim, că nu suntem școlarizați, nu suntem... Trăiți din pământul ăla amărât. Din pământul ăsta! Pe care mai fi distrus. Ei au venit cu actul ăsta, eu l-am iscălit, nu știu ce, că i-am dat voie, i-am dat voie să treacă pe... Nu știu, poate mâine, săptămâna viitoare, cu foi să vă informăm să se facă o ședință. Nu trebuiau lăsați. Când este posibil, acum iar primarul era obligat să vă cheme la primărie, să vă informeze, să vă spună ce înseamnă gaz de șist, ce pericol înseamnă exploatarea gazului de șist și ce accidente majore se pot întâmpla și că puteți să muriți cu toții din... cauza unui accident. Că puteți să rămâneți fără apă, că puteți să rămâneți, da, să vă îmbolnăvească somnul și nu o să mai faceți agricultură aici. Ce și care aerul pe care respirați, da, să acolo nu s-a montat încă sonda și oamenii încă luptă ca să nu se monteze sonda. Aici s-a ajuns într-un stadiu foarte avansat, că s-a dus sonda, s-a montat. Deja aici au băgat tot felul de substanțe în pământ. Ați văzut cisterne mari pe aici? Să vedeți. Alea aduc tot felul de chimicale. Și le introduc în pământ și alea ajung în apă, în pânza freatică și în fântână. Că ieri noapte s-auzea bătând de la bară. Produc o explozie în interiorul pământ. Se poate de repede și să vorbiți cu populația. A mers sonda asta, a mers și alelalte. Dar a mers asta. Din altă știi parte, cum în ce situație a mers așa? Și pentru a dat un strat, eu cred că de piatră, de ceva. Doar toată lumea spune că noi plătim. Da, de zahăr. Să venim cu făină, cu mâine și dăm cum se întâmplă, cum fac partii de astea și nu se leu și se leu. Da, da. La 7 metri avem noi. Este că populația României a dormit. Ia, ia spune, care e problema? Să avem cineva de la sondă.
și a făcut o înțelegere cu ei. A semnat ceva. Ce anume a semnat? Am citit o în primul fază când o să veniți dumneavoastră. Am citit hârtia despre ce e vorba. Apoi l-am sunat pe Nicu. Să vină cu această vreo și hârtia despre ce e vorba. Deci au venit de la sondă sau de la prospecțiune? Nu pot să-mi dau seama. A, dar de fapt ștampile pe prospecțiune. Prospecțiune, da. Vă trei mașini? Mulți. Prospecțiune. Și cablele de la cei care fac sondajul și cei care furează sunt cei de la Aura Pro. N-aveți vecini încolo. Aurora Pro. Da, dar cine are și cine extrage gazul? Gazprom. Frate, au luat bani, au luat bani. Uite, ne distruge pe noi, ne distruge apele de fântâne, știu treaba care e. Deci aveți sonde pe teren. Pe teren. E terenul nostru și-a luat primăria. Ați simțit vibrații? Da, cum? Da, nu. Cum să nu? Vă s-au vede... O, dă-mi, la bloc, vă vede... Ia ce e, tata, uite să vede sondă, uite unde e. Da, am fost, am fost la sondă. Uite-o și e. Da, am fost, am fost la sondă, am văzut. Ia-te-o. Da, a fost acolo, am filmat-o. S-a întâmplat acum. Să fie 200 de metri din, păi, din casa mea acolo. Telefon la ăștia și oprim motoarele, pe, dar nu poți să stai când dă drumul la motoarele alea. Nu poți să dormi. Ăștia care au venit, i-a anunțat pe aia și-a oprit motoarele. Dar când e liniște, pe Dudu-i. Mai vreau să-ți stau la ei, dar... Da, sunt, băiatul, am luat și oameni de acolo, mai luat, sunt scris că oameni mulți. Bun, în principiu am văzut cam ce e și să venim. Noi o să da, încercăm să mai venim noi. Trebuie să venim să facem informare. Uite ce mi-ai dat. Tot avem altul pe aia. Nu mai sunt el de aia. La dat, dar nu l-am cuvat. La dat, dar l-am pus el pe aia. La Munteoru. La dat, deci mă uite un vârf la munte, să-l vrei să-mi dea. La Munteoru, la vilă, nu? Stai așa, hai să facem pe fiecare. La și actele, să aveți grijă de acte, să nu le dați nimănui să facă copie după ele, să nu vi le ia. Acum noi, ce oricum, să ia, să ia, uite aici. Știu, ia, dar aici. Aveți grijă tot timpul ce semnați. Ce de ce? Și plicul scrie acolo pe da, pe pic, dar nu, l-am scris pe la primărie. Nu i-a trimis, nu, dar l-am lăsat pe... Două luni de zile am bătut drumul la ei până i-a dat. Și banii, și, bani, și banii bani trebuia să plătești acolo la avocat. N-ai văzut de la ei. Am dat bani, mă. De uite, ștampila nu prea se vede. Nici abia se vede ștampila aici. Vedeți? Mm-hmm. Uite, tabelul cu persoane. Aceștia, dai, tabelul cu persoane. Da. Tabelul cu toată persoana. Primăria a făcut sol, că părăsea o grămadă de bani. Da? De când mai zi, 20 de ani. Și 200. Apă. Dacă e să vedem ce putem face. Noi o să vorbim acum cu un avocat. Acum că avem și astea. Da. Imediat. Nu ne așteptam să găsim aia. Adică noi v-am zis că din greșeală am găsit aici. Nu de greșeală, dar noi am zis mai de mult. Noi din greșeală am venit aici. Am ajuns din greșeală. Noi vrem să mergem la scutel nici acum. Nu, că e... Că la scutel nici timp de sondă de mai de mult. Certificatul...